Best for soil, Sănătatea solului. Informații practice. Bună, mă numesc Saskia. Un sol sănătos este bun pentru culturi calitative și productive. Suntem aici în Swift Band, unde se preiau doar preparatele pentru a face gunoi ecologic, una dintre modalitățile de a produce și menține un sol sănătos. Sănătatea solului este abilitatea acestuia de a face față bolilor și dăunătorilor. Precum și a menține nivelul populației microbiene suficient de scăzut, astfel încât culturile să nu sufere daune. Un ecosistem de sol sănătos conține o biodiversitate bogată, cantități suficiente de materie organică, microorganisme, nematozi, arthropode și râme. Microorganismele cheie sunt bacteriile, ciupercile și protozoarele. Ele sunt deosebit de abundente în zona de lângă rădăcinile plantelor, unde interacționează în numeroase moduri. Materia organică a solului stă la baza solurilor productive. Permite mai multă activitate și diversitate în sol, ceea ce la rândul său stimulează procesele din sol care contribuie la culturi sănătoase. Microbienii din sol, stimulați de materia organică, pot suprima microorganismele patogene. Eliberează nutrienți minerali și îmbunătățesc stabilitatea agregatelor de sol. Cea mai bună practică pentru creșterea materiei organice a solului este adăugarea de materie organică deja stabilizată, cum ar fi compostul. Multe practici agricole pot ajuta ecosistemul solului să funcționeze optim și să crească sănătatea acestuia. Cu cât sunt combinate mai multe practici, cu atât este mai mare efectul potențial asupra sănătății solului. Practicile preventive, cum ar fi culturile de acoperire, promovează viața benefică a solului, care la rândul său contribuie la culturi sănătoase. Vedem aici un bun exemplu de combinare a două bune practici, acoperirea culturilor și dezinfestarea anaerobă a solului, DAS. Culturile de acoperire, cum ar fi rai grasul italian, Pot fi incorporate în sol, de exemplu, pentru a crește cantitatea de materie organică a solului și pentru a îmbunătăți structura solului. Când este combinat cu dezinfestarea anaerobă a solului, mediul devine temporar anaerobic. Multe microorganisme sunt stimulate să crească, iar în condiții anaerobe produc substanțe care pot fi represive sau toxice pentru mai mulți deunători și maladii de sol. În acest fel, se acoperă ciclurile de nutrienți și se constituie materia organică a solului în timp ce solul este dezinfectat prin practica de AS. Solarizarea este o tehnică similară. Prin solarizare, solul este acoperit cu o folie de plastic pentru a capta radiațiile solare, încălzind solul la o temperatură care suprimă maladiile și dăunătorii. În biosolarizare, Viteza procesului este crescută prin incorporarea de modificări organice sau composturi. Înțelegând ecosistemul solului și modul în care sunt afectate de acesta practicile de suprafață și de sol, putem profita de utilitatea lor pentru a crește sănătatea solului.